Bună dimineața! Astăzi vom citi ultimele două capitole ale cărții Judecători, 20 și 21. Vom afla despre lupta dintre israeliți și beniamiți ca urmare a acelei tragedii întâmplate într-una dintre cetățile beniamiților. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Judecători 20. Lupta dintre israeliți și beniamiți. Toți fiii lui Israel, de la Dan până la Berșeba, adică de la un capăt la celălalt, Dan marcând extremitatea nordică a Israelului, iar Berșeba pe cea sudică. Toți fiii lui Israel, inclusiv din teritoriul Giladului, au plecat și într-un gând și un suflet s-au strâns la oaltă înaintea Domnului la Mițpa. Conducătorii întregului popor, ai tuturor semințiilor lui Israel, s-au înfățișat în adunarea poporului lui Dumnezeu. Erau 400.000 de pedestrași în stare să scoată sabia. Fiii lui Beniamin au auzit că fiii lui Israel au venit la Mițpa. Fiii lui Israel au zis: spuneți, cum s-a întâmplat răul acesta? Atunci levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuvântul și le-a zis: eu și țiitoarea mea intrasem în Ghiva, care aparține de Beniamin, ca să înoptăm acolo. Dar locuitorii Ghivei s-au ridicat împotriva mea, au înconjurat pe timp de noapte casa în care mă aflam și au vrut să mă ucidă. Au abuzat de țiitoarea mea și ea a murit. Atunci mi-am apucat țiitoarea și am tăiat-o în bucăți, pe care le-am trimis în toată țara moștenită de Israel, căci au comis o ticăloșie și o faptă spurcată în Israel. Iată-vă aici pe toți, fii ai lui Israel, vorbiți între voi și sfătuiți-vă. Tot poporul s-a ridicat într-un gând și un suflet, zicând: niciunul din noi nu va pleca la cortul lui, nimeni nu se va întoarce acasă. Iată acum ce-i vom face Ghivei. O vom lua cu asalt în funcție de cum vom ieși la sorți. Din toate semințiile lui Israel vom lua 10 bărbați dintr-o sută, 100 dintr-o mie și 1000 din 10.000. Aceștia vor aduce provizii pentru popor. Apoi când ei se vor întoarce, vom pedepsi Gheva lui Beniamin, potrivit cu fapta spurcată pe care a comis-o în Israel. Toți bărbații lui Israel s-au unit și s-au mobilizat împotriva cetății. Semințiile lui Israel au trimis niște bărbați prin toate familiile lui Beniamin să le spună: ce înseamnă răul acesta care a avut loc printre voi? Acum predați-i pe bărbații aceia, pe acei oameni de nimic care sunt în Ghiva, ca să-i omorâm și să nimicim astfel răul din Israel. Dar fiii lui Beniamin n-au vrut să asculte de glasul fraților lor, fiii lui Israel. Fiii lui Beniamin s-au mobilizat din cetățile lor la Ghiva ca să lupte împotriva fiilor lui Israel. În ziua aceea s-au mobilizat din cetăți 26.000 de fii ai lui Beniamin în stare să scoată sabia, în afară de locuitorii Ghivei, care s-au mobilizat în număr de 700 de bărbați aleși. Din tot poporul acesta, 700 de bărbați aleși erau stângaci. Toți aceștia, trăgând cu praștia, puteau ținti chiar și un fir de păr și nu greșeau. În afară de Beniamin, oamenii lui Israel care se mobilizaseră erau 400.000 de bărbați în stare să scoată sabia. Toți aceștia erau războinici. Ei s-au ridicat, s-au dus la Betel și l-au întrebat pe Dumnezeu. Fiii lui Israel au zis: care dintre noi să meargă primul la război împotriva fiilor lui Beniamin? Domnul le-a răspuns: Iuda să meargă primul. Fiii lui Israel s-au sculat dimineața și și-au așezat tabăra lângă Ghiva. Apoi au ieșit la luptă împotriva celor din Beniamin și s-au așezat în linie de bătaie înaintea Ghivei. Fiii lui Beniamin au ieșit din Ghiva și au doborât la pământ în ziua aceea 22.000 de bărbați din Israel. Poporul s-a încurajat și s-a așezat din nou în linie de bătaie în locul în care se așezase în prima zi.
Între timp, fiii lui Israel s-au dus și au plâns înaintea Domnului până seara. Ei l-au întrebat pe Domnul zicând: „Să pornim din nou la luptă împotriva fiilor lui Beniamin, frații noștri?” Domnul le-a răspuns: „Porniți împotriva lor.” Astfel, fiii lui Israel au înaintat a doua zi împotriva fiilor lui Beniamin. Dar și a doua zi, cei din Beniamin au ieșit din Ghiva ca să-i înfrunte și iarăși au doborât la pământ 18.000 de bărbați dintre fiii lui Israel, toți în stare să scoată sabia. Atunci, toți fiii lui Israel, deci tot poporul, s-au dus la Betel și au plâns. În ziua aceea au rămas acolo în prezența Domnului, au postit până seara și au adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de pace. Fiii lui Israel l-au întrebat pe Domnul: „În zilele acelea, chivotul legământului cu Dumnezeu era acolo, iar Fineas, fiul lui Elazar, fiul lui Aron, slujea atunci înaintea lui.” Ei au zis: „Să ieșim din nou la luptă împotriva fiilor lui Beniamin, fratele nostru, sau să ne oprim?” Domnul a răspuns: „Duceți-vă, căci mâine îi voi da în mâinile voastre.” Atunci, Israel a pus la pândă niște oameni împrejurul cetății Ghiva. A treia zi, fiii lui Israel au venit împotriva fiilor lui Beniamin și s-au așezat înaintea Ghivei ca și în celelalte ocazii. Fiii lui Beniamin au ieșit să întâlnească poporul, fiind astfel îndepărtați de lângă cetate. Au început să lovească în popor și să ucidă ca în celelalte ocazii, pe drumurile cele mari, unul care duce la Betel și altul la Ghiva și în câmpie. Au ucis aproape 30 de bărbați din Israel. Fiii lui Beniamin ziceau: „Iată-i învinși înaintea noastră ca și mai înainte.” Dar fiii lui Israel ziceau: „Să fugim și să-i îndepărtăm de cetate spre drumurile cele mari.” Toți bărbații din Israel s-au ridicat din locurile lor și s-au regrupat la Baal Tamar, iar Israelul care stătea la pândă s-a năpustit din locul în care era, la vest de Gheva. 10.000 de oameni aleși din tot Israelul au înaintat împotriva Ghivei. Bătălia a fost înverșunată, iar beniamiții nici nu-și imaginau că va veni asupra lor un asemenea dezastru. Domnul i-a învins pe cei din Beniamin înaintea lui Israel. Și astfel, fiii lui Israel au doborât în acea zi, în Beniamin, 25.100 de bărbați, toți aceștia în stare să scoată sabia. Fiii lui Beniamin au văzut că au fost învinși. Atunci când bărbații lui Israel s-au lăsat urmăriți de cei din Beniamin, ei s-au bazat pe oamenii care fusese răpuși la pândă în apropierea Ghivei. Cei ce stăteau la pândă au înaintat repede împotriva Ghivei, s-au năpustit asupra ei și au trecut cetatea prin ascuțișul sabiei. Semnalul pe care bărbații lui Israel îl hotărâseră cu cei ce stăteau la pândă era acela că ei trebuia să înalțe în cetate un nor mare de fum. Doar atunci bărbații lui Israel ar fi trebuit să se întoarcă în luptă. Dar cei din Beniamin începuseră să lovească, iar pentru că numărul celor uciși din Israel era aproape de 30 de oameni, ei își ziceau: „Cu siguranță sunt pe deplin învinși înaintea noastră ca în prima luptă.” Când coloana de fum a început să se înalțe din cetate, cei din Beniamin au privit înapoi și au observat-o cum se înălța din întreaga cetate înspre cer. Atunci bărbații lui Israel s-au întors. Când au văzut dezastrul care îi aștepta, bărbații lui Beniamin s-au îngrozit. Au fugit dinaintea bărbaților lui Israel spre drumul deșertului, dar n-au putut scăpa de luptă, iar cei din cetăți i-au doborât în mijlocul lor. Ei i-au înconjurat pe cei din Beniamin, i-au urmărit fără încetare și i-au nimicit până în fața Ghivei, spre est. 18.000 de bărbați din Beniamin au căzut, toți aceștia fiind bărbați viteji. Unii au fugit și au scăpat în deșert, la stânca lui Rimon. Israeliții au ucis la drumurile cele mari 5.000 dintre ei. Pe alții i-au urmărit până la Ghidom și i-au ucis dintre aceștia 2.000 de bărbați.
Astfel, toți cei din Beniamin care au căzut în ziua aceea au fost 25.000 de bărbați în stare să scoată sabia, toți bărbați viteji. Dintre cei care au fugit și au scăpat în deșert, la stânca lui Rimon, au mai rămas 600 de bărbați. Ei au locuit la stânca lui Rimon timp de 4 luni. Bărbații lui Israel s-au întors la fiii lui Beniamin și au trecut prin ascuțișul sabiei toate cetățile cu tot ce au găsit în ele, oameni și animale. Ei au dat foc tuturor acestor cetăți pe care le-au găsit în cale. Judecători 21. Israeliții salvează seminția lui Beniamin. Bărbații lui Israel juraseră la Mițpa zicând: niciunul dintre noi să nu-și dea fata de soție celor din Beniamin. Poporul s-a dus la Betel și a rămas acolo, în prezența lui Dumnezeu, până seara. Și-au ridicat glasul, s-au jelit și au zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, de ce s-a întâmplat așa ceva în Israel? Să lipsească astăzi o seminție întreagă din Israel? A doua zi, poporul s-a sculat dimineață, a construit acolo un altar și a adus arderi de tot și jertfe de pace. Apoi fiii lui Israel au zis: care dintre semințiile lui Israel nu a venit la adunare înaintea Domnului? Făcuseră un jurământ ferm ca oricine nu va veni înaintea Domnului la Mițpa să fie pedepsit cu moartea. Fiilor lui Israel le părea rău de fratele lor Beniamin și ziceau: astăzi a fost nimicită o seminție din Israel. Ce să facem pentru aceia care au rămas fără soții, fiindcă am jurat pe Domnul că nu le vom da de soții pe fetele noastre? Apoi au zis: este vreuna dintre semințiile lui Israel care nu a venit înaintea Domnului la Mițpa? Și iată că niciun bărbat din Iabeșul Giladului nu venise la adunare. Au numărat poporul și iată că acolo nu era niciun bărbat dintre locuitorii Iabeșului Giladului. Atunci adunarea a trimis împotriva lor 12.000 de războinici și le-a poruncit zicând: duceți-vă și treceți prin ascuțișul sabiei pe locuitorii din Iabeșul Giladului, cu tot cu femei și copii. Iată ce să faceți: să dați spre nimicire orice persoană de parte bărbătească și orice femeie care a cunoscut împreunarea cu un bărbat. Au găsit printre locuitorii din Iabeșul Giladului 400 de fete fecioare și le-au adus în tabără la Shilo, în țara Canaanului. Toată adunarea a trimis mesageri ca să le vorbească fiilor lui Beniamin, care se aflau la stânca lui Rimon, și să le vestească pacea. În acea vreme, cei din Beniamin s-au întors și li s-au dat de soții dintre acelea care au fost lăsate în viață, dintre femeile din Iabeșul Giladului. Totuși, nu erau destule pentru ei. Poporului îi părea rău de Beniamin, căci Domnul făcuse o ruptură în semințiile lui Israel. Atunci, bătrânii adunării au zis: cum să facem rost de soții pentru cei rămași, căci femeile au fost nimicite din Beniamin? Apoi au zis: să fie o moștenire pentru supraviețuitorii lui Beniamin, ca să nu fie ștearsă o seminție din Israel. Dar noi nu putem să le dăm de soții pe fetele noastre, căci toți fiii lui Israel au jurat zicând: blestemat este cel ce va da vreo femeie lui Beniamin. După aceea au zis: iată că în fiecare an este o sărbătoare a Domnului la Shilo, la nord de Betel, în partea de est a drumului care duce de la Betel la Shechem și la sud de Lebona. Apoi le-au poruncit fiilor lui Beniamin zicând: duceți-vă și stați la pândă în vii. Urmăriți ce se întâmplă și când le veți vedea pe fetele din Shilo că vor ieși să danseze, să ieșiți din vii și să vă răpiți fiecare câte o soție dintre fetele din Shilo. Apoi să vă duceți în teritoriul lui Beniamin. Dacă părinții sau frații lor vor veni să se plângă la noi, le vom spune: arătați bunăvoință față de noi și dați-ni-le nouă, căci în luptă n-am reușit să luăm pradă câte o femeie pentru fiecare om. Dacă ni le dați acum,
nu veți fi vinovați de încălcarea jurământului. Fiii lui Beniamin au făcut întocmai și au luat soții după numărul lor dintre dansatoarele pe care le-au răpit. Apoi au plecat și s-au întors la moștenirea lor, au construit din nou cetăți și au locuit în ele. Tot atunci, fiii lui Israel au plecat de acolo, fiecare la seminția și la clanul lui. Și astfel, fiecare om s-a dus la proprietatea lui. În zilele acelea nu era rege în Israel și fiecare făcea ce considera că este drept. Odată cu acest pasaj am finalizat Cartea Judecători. Mâine vom citi o carte întreagă. Sigur, este vorba despre o carte mică. Împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu, vom parcurge această călătorie prin cuvântul lui Dumnezeu până la ultima carte a Bibliei. Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce vei face. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!